Steaua București, basket, continuăm seria meciurilor fără înfrângere. Steaua București a obținut o nouă victorie în Liga 1 grupa A, 110-57 pe teren propriu cu CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea. Steliștii au controlat partida de la un capăt la celălalt. La pauză scorul era 57-37 pentru băieții noștri. Au marcat pentru roșalbaștrii King Fitzgerald, 21 de puncte, John Potts, 19, Ștefan Ionescu, 14, Albert Stan, 10, Vladimir Spârlac, 9, Marian Duică, 8, Șerban Matea, 8, Robin Mandis Doza, 6, Alexandru Bogdan, 6, Andrei Panait, 4, David Bănică, 3 și Alexandru Bălțaru, 2. Elevii lui Ciprian Enache vor juca în etapa următoare cu RBA Getica 95 în deplasare pe 7 februarie. Felicitări băieți, tot înainte! Steaua se iubește indiferent de rezultat. Aici e Steaua. Vrem Steaua în A. Sursa Steaua București.